Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru întreaga lună. Iar prognoza pe această lună, dacă este corectă, ne spune că va fi una dintre cele mai, că vom avea una dintre cele mai călduroase toamne din istorie. Să sperăm însă că această prognoză se va dovedi corectă și nu așa cum au fost în ultimele zile prognozele alarmiste legate de potopul lui Noe care n-a mai venit.